Eu acum aștept că am făcut foaia de joc. Aștept să vină domnul, domnul arbitru și să mână. Nu poți să vină la masă? Domnul, ce nu poate să facă ceva? Alef, când o fost aici, Paul a plătit când dacă a fost în joc, Paul, nu s-a văzut unul. Când dacă a Scuze, am crescut dată grăbițul, da? Am crescut dată grăbițul. Nu știu ce poate aia. Morex, rog acum. Eu de aia ziceam unii. Auzi? Eu de asta ziceam, din faza de aici, când eu dat cu mâna în față. Nu mă acolo, hai, îl chem pe cu Solomon. Îl chem pe Solomon. Păi Solomon a plecat de aici, a plecat la bancă, nu căzut și-o leșinat aici. Acum acolo e spartă, nu? Cristi Solomon, zic eu. Acolo e spartă aici. Hai că acum... La finala mare, la 19. Omega în albastru, iar Real Vaslui în roșu. Sau de aici ce vor face voi acolo? Sau cum ce? Mai încet acolo, să zicem. Jocul la copii, niște culinari, tata, bani. Cine strică jocul? Da, pași. Cine vorbește acolo? Vorbeam să aud din sunul pe acolo. Nu știu așa la scrie. Noi. Nu știu așa la scrie. La roșu pentru un antrenor. Spuneam, Realul în roșu, cum Omega în albastru, sau cum Start, dacă spuneam la cum Start, 0-0 abia început finala, mare la Under 19, așadar, Realul este în roșu, iar Omega în albastru. Foarte bună trecerea, șut dur aici, de la mijlocul terenului. Stiluse și faul corect de decizie. Roșu basul. E cineva online? Vedem aici dacă se aude. Seama dacă merge. Merge la Haulică, acolo frumoasă trecere. Să reușesc să respingă. Încă merge, că nu știam. Lupte grele acolo. Final la mare, la
Under 19 așa, așa. Meci de meci, de două echipe. Lucrurile fiind ca alternațiul. Aici eu spar buza, cu trabilii se îmbracă. Alternațiul prostii. Roleșinat cu Cristi Solomon, acolo leșinat. Acolo leșinat. E în poartă acum leșinat. Aici o leșinat. O zăptură liberi, i-a dat galbenul gata pe leșinat. Ne înfloriți ca... La începutul turnului. Urcă soldană, dacă fac ea. Aaaa, ce plică aici internatul. E mică, a unde a plecat cu sunt rămas în teren, haide. Ei, internatul a pus un rămas în teren, nu a ieșit atunci. N-a ieșit jucătorul, n-a ieșit afară. Ca sânge. S-a ghegat sânge de la un meci înainte. Sânge l-a luat aici, așa să-l trebuie. Nu mai știu că era sângerat, nu știu că tot. Discuții grele aici, în fine, revenim la meci. La finala mare la junior, 0-0 continuare între cele două echipe, un meci de mare angajament în această finală. Finala mică câștigată de juniors, v-am spus, cu 10-3 în fața celor de la Tigers. Goluri foarte frumoase, câteva marcate de juniors. Uzuc, Balan, Fabi Popa au fost artizani de victorie celor de la juniors. Mario, aproape de o deviere norocoasă. Schema 1. Ia-o. Scoasă la șut pentru Șodan, șut pe jos, respins. Albastru, albastru e eliminat pe juniors. Ia. Șut bun aici, scoate de lângă bară. Portarul de la... Mega, nu știu cum îi cheamă. Real Măsul. Dar bine, nu știu cum am văzut la Comstar. Mergea la Mocanu aici. Șut Mocanu însă în blocaj. Merge acolo lupte grele și va fi autul celor de la Real. Recuperează Mario. Mario, jucătorul semifinalei între Real și Tigers. Două pase de gol și de gol. Și 1-0. Greșeală mare. Și Omega deschide scorul. Gol marcat de Omega, care întoarce aici ca pregătire. A fost o eroare acolo. Tudor Rita deschide scorul. Omega conduce cu 1-0 Real Vaslui. Cine a dat? Rupe, nu? A Rupe a recuperat acolo. A marcat 1-0 pentru Omega. Omega o echipă care stă foarte bine în teren. Omega a scos pe cei de la juniors în semifinale. Juniors care părea favorit înainte de turneu. Cred că ei au câștigat ultima ediție de Winter Cup. Mario, trecere frumoasă a lui Mario. Pasă superbă către Spiru. Excelent. Da, Mario și Spiru se găsesc bine pe teren. Și semifinale marcat golurile, două Spiru, unul Mario. Pasă Șoldan aici. Șut prin fața porții. Da, o departe.
Crăjel Bogdan. Pățesc, m-a pățit cu fărți rău. Dar la fața cu jucașul, mi-a venit bătăză cu bun și fiște de mărcitor. Buțurul în ce pleci, dar nu mă vine cu jos. Dar oricum te-au văzut că ai jucat, ce să mai... A s-a mărcat când i-a dat lui Teo Funachi, jucătorul de meu, zis părăcut. Și s-a uitat acum că părăsta îl dețin. O pasă bună, acolo o să deschidu, dar nu ajunge. Aproape și... Real, nu se profită de eroare. 1-0 pentru Omega. O gol lui Ruto. Păi Omega! Eu își pun like la postare. Păi Omega, să-ți dau... Tras pe YouTube să dați like. Este toată sala era pe lângă bară. Balonul lui se recuperare, se atac acum, foarte bun pentru Omega, șutul se Șut din lui și scoate portarul de la Omega. 1-0 în continuare. Albaștri. Vine un șut pe jos. Un blocaj. Este pregătește să tragă un șut în blocaj și uitește foarte. 1-0 pentru Omega. Aici Râmpui la CSM, Șoldane la CSM. Mario e la Bălin.
Șoldan. Șoldan încă e la Grecei. Șoldan încă e la Grecei. A, e rezolvat aia. Dar trebuie să plești mărțea, mă, ești treabă contract. Nu, mă, atunci știi că e în Football Connect, ai greșit. Da, dar am sunat, e. A, e rezolvat. Și, indirect, da, a fost o pasă la portar acolo. Este indirect, de pe 6 metri. 1-0 pentru albaștri, pentru Omega. Spuneam, este indirectă pe 6 metri. Ești bun. Ia. Dar ce mai tu știi, bă, să fac și mea Bogdanul 3 pentru Inter? Nu știu, mă, cum îți spun. Da, ai 2 milioane? Dar tu știi de ce ți-a luat banii ăștia la bani? Da, nu, 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 dar șansă pentru Omega să facă 2-0. Am și cană pe poziție. Nu, era șansă, nu, toată mea nu mai nimic. Vedem această fază. Deci prelocul și mai. Să atingă mingea. Ei, eu nu sunt la nivelul ăsta. Da, nu știu. Lasă-mă că îți pune un vesc eu. Da, dar eu am doi cu pamentii. Două, trei, vă cred. Lasă-mă că știu. De fapt, trei. Da, unul pe Ciuci! Respinge! Nu știu la nivelul ăsta. Nu știu la nivelul ăsta. Cornea. Sponsor oficial. Omega, are orice, are Vulcanu, ce bine prima fază, dar apoi scoate de acolo foarte bine realul opuscul. Șoldan, întoarce Șoldan. Și șansă de dureal acum, șansă mare, pasă faza porții și scoate până la urmă Omega de acolo. Cumva a reușit să distrugă. Lumina de la mine, lumina în buș, lumina în care. Aleasă notificări, mă, nu fii deschis. Schimbare din nou la... Nici masa asta nu-i toată. Da, exact. Vreau să vă gândesc că am luat de masă noi. În toată sala asta, cred că noi doi suntem să vă susținători. Da, dacă îți veniți, da, dacă îți veniți. Depinde. Sărac, locuitui tot sala pe Harry. Sincer, să fiu spus. Să strup și strup pentru toate, că nu pot să fiu trup, suflet și haine. Din totdeauna a fost așa. Nu știu cum e aia, echipa mai bună, echipa mai bună n-are... Da, niște aia, sunt la Gzeu. Dar nu a fost mașa aia, cum? Gzeu. Păi nu era un moment să fie cel mai pe care nu fac un gol. M-a dus la mâna cu Gzeu. E șut bun al lui Șoldan, dar peste... Ce timp e băiețelă? 16. 16. În această primă repriză, 1-0 pentru care pentru albaștri. De recuperare importantă. Excelentă trecere și... Ce ratare! O trecere superbă acolo, dar șutul, din păcate, pentru... Omega se duce alături. Da, sunt câțiva jucători tehnici de ambele părți. De Mario încearcă o pasă de trată, spirul de viață. Șut în blocaj acolo. Foarte frumoasă de fire. În continuare 1-0 pentru Omega. Finală destul de activă între cele două echipe. Mario, vedem pe Mario dacă controlează, pierd balonul C2. Vrează Golica să pierde și el balonul, șut, un blocaj. Și... ar fi fost ceva să sară mingea din blocajul lui Mario, să sară în poartă. Acolo, degajare în țevile de la sală. Out.
menține 1-0. Hai cu like-urile. Șut! Respinge portarul. Vine mingea cu din fericire. Deja bătit să-ți facea două curse, trei să urce. Trei să urce în balcon. No, te rog, te rog. Prin fața porții aici, în spate. Care sunt la spartani, la rest. La spartani. Începi să fii la fel de... Nu știu, începi să fii la fel de real ca Francesc, știi? La Francesc avea... Aș ca la cele mai mari trei echipe din mini-fotbal. Da, v-ați voi. Și mă pasi ca la toate, știi? Corne. Aici joacă scurt. Ne apropiem de finalul primei reprize. 1-0 pentru Omega în continuare. Nemușut blocat. Ferrare. Se pune acolo Șoltar, pierde balonul. Ba da, se dă au de poartă. Au de poartă. Au de poartă, nu au de poartă. Contează oricum la câte sunt. Câte ai spui, câte 5. Un șut. Au de poartă, fost. Au de poartă. O ieși mingea. Nu m-a dat-o cu mâna, n-ai văzut cu dată cu mâna pe bani. Se termină prima repriză, 1-0 pentru Omega. Păi, unde stai și unde-o spărții buzacii? Sau acolo când ți-o dat galben? Aici. Aici, mă. Aceea? Omega a conduce cu 1-0. Am pierdut pariul. Trebuie să dai un sub. Am pierdut pariul, e, gata, l-am pierdut. Hai să vezi, final la mare. La Junior la Junior cu 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 Junior tu ce trebuie să faci, trebuie să faci normal, dar ce e pe cineva nu are. Da, da, da. Pentru domn profesor. Pisați-o așa pe masă cu el o... Da, după meciul nu uităm și noi ceva. Asta n-am văzut nimic să faci. N-am văzut nici ceva, că ți-ai cea ca să nu mergem nicăieri. Vorbește cu Bucranță, că aducă la băieță. Între finale. Nu mai mergem nicăieri. A, ca să nu mai mergi după... Da, da. Da, rezolvă. Mai degrabă aduce aici la sală, corect. Da, când vreți? După ultima finală sau? Da, mă, n-ai să pleci acasă, mă. Ce? De mâncat. Să pe ultima finală sau mă? De mâncat. La pisita de premiere. Ne-a duce pizza aici, știi? Da. 1-0 pentru Omega, la pauză. Da, corect. Să fiști cu mine, băi, băi. Da. 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 Da.
Da, 1-0 pentru albaștri, pentru Omega, Omega cum star Vaslui. Duce cu 1-0 în fața celor de la Real, Vaslui e roșu. Vaslimus, s-a dus și anul din vremuri victorii cu toată sala cu Iulia Victoria. Eu ce spun, mă, că mă fie râsul când e așa, știa? Îți dai seama că o să joați victoria cu Inter, știi? Așa da. Era victoria lui. El când... Ce vrei, tu era toți... Știga toate meciurile în Toma, că era... Vedem aici ce s-a dat. Ieși, în atac, fault, în atac. Bă, dar bun, am cum dracu. Trebuia în cifre priză. Si, si, si! Așa! Da, era că e un pic de agitație. Vorbesc cu Bogdan, știu să l-ați plecat. Uite, mai aici o față bună care se duce la patru. Hai, nimic, Ieși, nimic! Schimba poziția în teren, joacă defensiv pentru a vedea tot terenul. Probabil va încerca să îi ia la mână de adversarii săi de astăzi. Mario, la ora actuală, e singurul jucător de futsal activ. La 19 joacă pentru Ceac Nou. Ia trebuia să vedem, 6 mare! Ilie și aici, dar se grăbește aici și trimite moale. Acolo bătaie între Bocanu și Mario, încăgează Mario și autul celor de la Omega. Vedem un șut. Clar, Omega s-a retras în defensivă, a încercat să păstreze acest avantaj de un gol. Se vede pe Mario cu un șut, însă un blocaj. Ia uite ce mai real. Șut, Mario, însă un blocaj. 1-0 continuare pentru Omega. Un nou șut în blocaj. Mario, spune pe Mario, șut bun Mario, să un fundaș foarte din fața porții, se vede pe foarte bună cursa. E pe Zecaru cum îl cheamă de la Sfântul la Constant. De la? Constant. La Omega, pardon. Ăsta, uci controlare. Cine? Crăciun de Crăciun. Ce controlare al balonului Crăciun. De acolo, șut, puțin peste poartă. Foarte tehnici, Mocanu și Crăciun de la Omega. Crăciun prin agresie. Da, are un control foarte bun al balonului acest Crăciun. Și Mocanu, la fel, în partea cealaltă. Să vedem acum, șase bună! Și agață Comi mingea, dar revine! Wow. Vreau să rămână mingea în balcon. Hai, Spiro! Șuta lui Mario, un blocaj. Spiro se rupt acolo pe adversar și Paul. Greșeală. Ce să spun? Căpiotița? Am zis, la
emoționat. Păi ce emoționat două ori. Eu zic să nu mă apuc să zic. Pistol, pistol, Maradona, Maradona, șut pură, ești tirul ăla. Se contrează acolo, Ilieș, cu un adversar. Se-i cheamă, se-i cheamă Vlad la raport, la impacă. Ilieș e la Comstar și el? Ilieș, da. Da? Este, este. O finală mare, da, se face, acum nu. Bogdan? Bogdan? Ai luat Bogdan? Ai luat Bogdan pentru să recomandă Bogdan? Pentru jumătate! Spiu, pentru jumătate, spiu! Foarte bine. Mai e Spiru, Mario, se oprește. L-a oprit-i! Paradou acolo la Ilieș, se vede șut în blocaj. Va fi autonomă Realului. 1-0 continuare pentru Omega, care se apără eroic și încearcă 0 victoria pe contraatac. Se vedem aici. Se ducă și faul la Mario. Da, s-a fluierat. 3 greșeli pentru Omega. Dar uitați să dați un like la acest clip. Și subscribe la Liga Sportului. De bate repede, s-a blocat aici Mario. Nu, frate, nu mă arăt. Șut că s-a blocat. E mișto gros. La meciul anterior, la meciul anterior erau 2 metri, cereau la arbitre la 2 metri, deci cer 5, cu la fuța asta. În care cu... Normal 5 trebuie. Deci Mario, șut bun Mario! Să iau un blocaj. Se apără pe două linii. Au luat tactica lui Dinamo Iași, cei de la Omega. E pe Spiu aici, în septiembrie. Probabil Ilieș, dacă scapă fără cartonaș, e minune. Vedem aici. Din nou același Crăciun, control al balonului. Domnul Mingea în joc și autul Omega. Scorgești la constară, Spiru, Ilieș. Joacă la cei, cu cei în albastru, cu ceea ce echipă. Autul Omega rămâne 1-0 aici. În finala mare de la Under 19, vă reamintesc finala mică câștigată de Vaslui Juniors cu 10-3. Recuperare, trebuie să-și Mario la rândul lui, blocaj, șansă bună, Spiru, să vedem însă, Aulic blochează excelent acolo, lupte grele, Mocanu, control bun al balonului. Vedem pe Mocanu, pasă către pivot, 1-2, însă Mario se interpune, sprint shot acolo. Hey, Mario! Șut bun Mario, dar pe lângă foarte. Nu e mingea în teren aici. Șut în blocaj. Acolo și resping cei de la Omega. E pe Mario, șansă bună, șut cu șpițul și... Din deviere, mingea trece pe lângă poartă. Șansă mare din nou pentru Real, vasă prea lungă acolo. Mingea Soldan acolo. Pasă lungă, iese Comin și respinge. E pe Mario, cu el aici, traversarul.
Ferrare, se lungă acolo, deviere bună către Mocanu. Mocanu, excelent Mocanu, foarte frumos Mocanu și ce gol! Mocanu! Ce execuție! Vă ziceam din semifinale că e jucătorul turneului. După el am pus că Mocanu cu o execuție superbă! Excelentă execuția lui Mocanu. Și eu fac. Doi la 0 pentru Mega. Mario a intrat portar. A jucat cu portar avansat cei de la... Ceva de genul. Da, 2 la 0 cu o super execuție a lui Claudiu Mocanu de la Omega. Spuneam în semifinala cu Juniors că Mocanu e jucătorul turneului de Under 19 după ce a marcat 2 goluri cu Juniors. Dacă mai era vreun dubiu, tocmai Mocanu a marcat un super gol mai devreme. Goluri frumoase în cele două finale de Under 19 și la Juniors am văzut vreo 3 goluri superbe. Balan și Cuzuc, autori. Iar acum Mocanu cu super execuție a făcut acolo ce a vrut cu apărarea celor de la Real și a făcut, a marcat golul de 2-0. Vedem acolo Mega, care probabil va fi campioană. Mișca peste o oră, Alex. Este, după ce termină meciul ăsta, va fi finala mică și cam de la 9, 9 și un pic va fi finala mare. Cam de la 9 și 20, așa să zic, 9 și 10 va fi finala mare. Dar cum spunea, după finala asta de altă, 19 o să fie finala mică, o finală foarte interesantă între Viitorul Lunga Banului și Dinamo Iași. Și-a cartonat galben. Păi Spirule! Așa să Spirul acolo între Mario, care le ține. Cât e minutul, băi? 13? Avem vreo 6-7 minute așa dat în acest meci. 2 la 0 pentru Omega. Spuneam, Mocanu a marcat un super gol mai devreme. Omega. Fost 1-0 la pauză cu jocului Râmpăs. Vedem aici mingea care ajunge la portar direct. S-a întâmplat ceva, nu știu ce s-a întâmplat acolo. S-au ciocnit doi jucători, nu eram atent. Reamintesc, după acest meci avem finala mare. Mai avem vreo 6 minute. După finala, după această finală la Under 19, o să mai avem și finala mică, Lunga Banului, cu cei de la Dinamo Iași. O să fie un meci foarte, foarte interesant. Iese Ilieș accidentat. De la Mario. Și cu data porții de respinge de la... E special pentru...
încearcă poarta, puțin peste poartă, foarte frumoasă faza. De la mijloc terenului era ieșit Mario, la mingea se duce peste. Rămâne 2-0 pentru Omega, să vedem aici. Și a să pună Spiru, șut pe lângă poartă. Trăsor, dar pe lângă. Vedem ce e bateau de acolo. Repede, șut, Spiru și gol! Urmeau pe ei cei de la, de la Omega, în loc să fie atenți la joc, ei stăteau cu vorba. 2-1 după torpila lui Spiru. Da, eroare de copii. Eroare de under 19. Dormeau pe ei. Suntem aici, au. A intrat Kobi. Nu pot acolo. Repede cei de la aluneca, acolo se vede, încă 2 ani aici, iar nu s-a tăiat și Galben, numărul 6 Galben, numărul 6 Galben. Nu se ține, 5 greșeli. Vlad! Vlad! A, 3 minute. 3. 3 minute mai sunt. Gol, gol, gol. A, lupte grele acolo. E 2-1, s-a relansat finala. Maradona, coi! Maradona, Kobi! 5-1. Da. Jumario scoate portarul, Spiru, șut în bocaj. A, oleu, și s-a încins jocul acum. Ce, s-a încins finala? Mai sunt vreo 3 minute. 2-1 pentru Omega, un gol al lui Spiru a relansat meciul. Dormeau cei de la Moega la faza anterioară pe apărare și asta i-a costat enorm. Vedem mingea la Kobi, șutul lui Kobi, gol! Ce s-a încins finala de la nimic. E 2-0 pentru 2-2, pardon. Și mai avem un pic până la final. Mai avem vreo 2 minute. A intrat mult în teren acolo să fac ordine. Stop, 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 stop. Ce aveți, măi, băieții? Ei, puși tu! La mijlocul terenului, mă, ce faceți? Cine? Oprește joc, oprește joc! Băi, e minge la mijlocul terenului, mă, ce aveți? Băi, voi nu mai juc, voi jucați fără nimeni, este joc fără arbitru, nu? Dă-te-i geomă în spate! Nu tu, mă, nu vorești de vreme! Da, cred că de asta mutul. Au bătut pe cei de la... Bă, bară! Dar era oricum indirect. Era indirectă. Rămâne mingea teren. Nebunie de meci. Nebunie. De la 2-0, Realul revine. Da, 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 da. Era acolo, era un arbitru. Era 2-0, da, da. Fără mut acolo, vorba lui Ionuț Alexandru, e și biletul. Cred că avea, avea la under 3,5. Asta e. Ține cu fotbal, că vor fotbal. Poți, cu cute și știi, cu fotbal să fii penalti, știi? Cu fotbal la 2-0, mă, de asta.
lupte grele acolo. Și se termină meciul. Finală. Și unică roșu aici. Să-i coste mult pe cei de la Constar. Răunica a dat minge și l-a lovit acolo pe arbitru. A vrut, n-a vrut. Dar nu era nicio fost asta. Bă, ce-a fost asta? Bă, ce-a fost? Grișa! Grișa, trânați-o! Bă, ce-a fost? Bă, ce-a fost asta? Asta ce-a fost? Bă, ce-a fost? Ce-a fost? Bă, ce-a fost? Să nu ținim la grijă, știi tu? Am eu la cărușine! Dar ce-a fost, bă, ce-a fost? Ce-a făcut? La finala, la penaltiul. Finală, din păcate, Răunica a degajat mingea acolo și l-a lovit pe centralul partidei. N-a vrut, dar elovirea arbitrului cu mingea și astfel nu poate apăra la 11 metri, la 7 metri. Așa că asta e finala la 7 metri. Răunica acolo nu trebuia să lovească mingea. Nu cred că a vrut să lovească arbitru, asta e clar, dar conform regulamentului lovirea unui adversar sau arbitrului cu mingea e de roșu. Eu știu că rare și fair play, jucător fair play, dar asta a fost să fie. Așa că avem 7 metri, pardon. Primii care execută sunt cei de la Omega, care au avut aurul în buzunar, erau cu 2-0, însă au adormit pe final. Comi, dacă apără, Omega se pregătește să șute. Șut, bară, gol! Gol superb, frumos aici. Bară, gol! Mario se pregătește să execute. Se pregătește să bată Mario. Da, era interesant dacă rămânea Haulică în poartă la Omega, dar asta e o greșeală care îl costă. Pregătește Mario acum să execute. 1-0 pentru Omega la lovituri. Este șansa celor de la Real să egaleze. Șutul lui Mario pe lângă. Pe lângă și Omega este iarăși în cort. Și șansa celor de la Omega să se distanțeze. 1-0 pentru Omega după prima serie. Jucător foarte tehnic, cel de la Omega aici. Toată sala striga numele portarului de la Real. Vede, șut bun și gol! Pentru Omega aici. Șoldan acum trebuie să marcheze. În cazul care ratează, se termină meciul. Să vedem aici Șoldan. Vedem Șoldan, șut Șoldan, bară și Omega este campioană după un meci de infart aici. De infart meciul, de infart. Incredibil finală, superbă finală, vă zic. Poate mai frumoasă ca cea de la senior, rămâne de văzut. Am avut 2-0 cei de la Omega, au egalat cei de la Real. Și până la urmă
Câștigă Omega la 7 metri. Super meci, super meci. Felicitări celor două echipe pentru o finală de vezi. Mutu fericit. Subscribe la religia sportului. Mersi, Horcio. Bravo, bravo, bravo. Excelent, bravo, bravo, bravo. Bravo, pus. Da, se termină finala. Ne auzim la finala mică imediat. Finala mică de la Open. Luca Banului cu...